Au un parfum inconfundabil, dar nu numai pentru acest lucru trebuie să le apreciezi. Florile de tei sunt utilizate de mult timp în tratarea unor simptome sau probleme de sănătate, de la tuse la insomnie și dureri de cap, motiv pentru care nu trebuie să lipsească din trusa verde de acasă. Întâlnit în parcuri, grădini sau la marginea drumurilor, teiul înflorește la finalul lunii mai și până în iulie. Folosite în scop terapeutic, sunt florile care emană un parfum plăcut și persistent, valoarea lor medicinală fiind conferită, printre altele, de mucilagii, taniuri, fitonutrienți și flavonoide. Pentru a beneficia de proprietățile florilor de tei, culege-le imediat după înflorire. Ceaiul din flori de tei uscate este utilizat din timpuri străvechi pentru ameliorarea simptomelor răcelii sau ale gripei, în tulburări de somn precum hipertensiune. Dacă nu poți să dormi, când mergi la culcare, mizează pe florile de tei, întrucât au acțiune ușor sedativă. Prepară o infuzie de 20 de grame de flori de tei la un litru de apă clocotită. Bea o cană după masă seara și una chiar înainte de culcare. Dacă preferi varianta la plic, prepar ceaiul astfel. Pui 1-2 plicuri în 250 de ml de apă clocotită și lași la infuzat cel mult 10 minute. Pentru că au efecte calmante, florile de tei sunt indicate pentru ameliorarea migrenelor. Dacă ai tensiune arterială peste limitele normale, este important să ai un stil de viață echilibrat și să reduci consumul de sare. În completarea măsurilor indicate de medic, poți apela și la florile de tei. Florile de tei sunt recomandate și în răceală și gripă, pentru că fluidifică secrețiile căilor respiratorii, reduc inflamația, scad febra și calmează accesele de tuse. Florile de tei și-au dovedit de asemenea utilitatea și în ameliorarea tulburărilor aparatului digestiv, care apar pe fond nervos, reducând hipersecreția și hiperaciditatea sucului gastric în stări de agitație și surmenaj fizic și psihic. Compresele cu infuzie de tei concentrate sunt un remediu bun când vrei să atenuezi inesteticele cearcăne. Relatează clicksanatate.ro.